Indivizii au fost prinși de polițiști chiar în timp ce încercau să sustragă dintr-o casă bunuri gospodărești. La vederea oamenilor legii, cei doi bărbați au fugit în diferite direcții, moment în care unul dintre agenți a tras un foc de armă în plan vertical. Agenții postului de poliție Corlățel, în timp ce executau serviciu, au surprins în flagrant doi indivizi care încercau să sustragă din anexa nelocuită a unui imobil mai multe bunuri gospodărești. La vederea polițiștilor, cei doi au fugit în direcții diferite. S-a folosit armamentul din dotare prin executarea unui foc de avertisment în plan vertical. Cei doi nu s-au supus somației, au continuat să fugă. Totuși, și din cauza terenului accidentat și a solului umed, tinerii au reușit să scape. După câteva ore au fost prinși de polițiști. Unde v-au prins polițiștii? Ce aveți de spus pentru ce s-a întâmplat? Nimic, ce să zic. Erați la furat? Erați la furat? Dar de ce v-a luat poliția? Ați apucat să furați ceva? Cei doi tineri de 29, respectiv 36 de ani, au recunoscut că intenționau să fure bunuri din gospodăria respectivă. Proprietarul nu mai locuiește acolo de câțiva ani. Disperat a declarat că nu este prima dată când locuința este prădată de hoți. Tot ce a fost în casă ne-au luat, absolut tot. Am avut... Au intrat în gospodărie, practic. Sigur că da, au intrat în gospodărie, au furat tot ce am avut, tot ce s-a putut lua. Și electromotor și... Astea fervechi, au fost foarte mult fervechi, noi am avut un tractor și l-am vândut și a rămas peste de la vechiul tractor și le-au furat. E zonă cu probleme, să mai fură, să... eu știu, dar am mai și prizii, alții i-au condamnat, da, eu știu. Ce fură? Bunuri din gospodărie intră la oameni? Intră în casă, intră la oameni, da, fură. Fier metale din ăștia care fier, să ia bani. I-a somat, n-a vrut să stea și atunci a tras cu pistolul, dar în sfârșit l-a prins și acum zice că l-a dus la poliție, ce știu eu. Da. Pentru fapta lor, cei doi tineri ar putea petrece ani buni după gratii pentru furt calificat.